Se spune despre parcurile zoo că ar fi niște cimitire de suflete, iar părerile pro și contra pe tema lor există de mult timp. Impresionant este numărul vizitatorilor acestor parcuri, cei mici fiind atrași să admire animalele. 12 ani au trecut de când nu mai există grădina zoologică a orașului roman. S-a închis în 2007, lăsând loc actualului mini-parc zoo din parcul municipal. Toma Rețeanu, unul dintre puținii romașcani care cunosc bine istoria edificiilor din acest oraș, ne-a povestit detalii despre fosta grădină zoo din Roman. Cum vă amintiți dumneavoastră de această zonă? Înainte de a începe, e bine să menționăm că parcul zoologic, întins pe o suprafață de vreo 3 hectare, o suprafață generoasă, a avut și o mică grădină botanică. Existau și mai există și acum, cu toată renovarea din ziua de astăzi, renovare necesară a Fundației Episcop Melchisedec, au apărut și alte specii de copaci, dar există și vechile specii de copaci rămase de la fosta grădină botanică. Nefiind specialist, nu o să le menționez, mai ales că sunt denumiri în latină. Pe acea colină plină de istorie, despre care știm foarte bine că de acolo și până în spate, spre Favorit, unde e acum spitalul vechi, respectiv fostul seminar, liceul teologic, exista cetatea Mușatină de Pământ. Peste ani, sute de ani, cetatea dispărând, se pare că acea zonă aparținea ca și grădina episcopiei. Undeva pe la 1800 am înțeles că s-a împărțit grădina episcopiei și s-a tăiat strada, șoseaua Roman-Bacău, pe vechiul traseu care trecea pe lângă mai târziu Moara Tăutu și podul italienilor, vechiul pod, drum care ducea spre Bacău. Împărțindu-se și separându-se de episcopie această grădină, probabil a fost cumpărată. Unul dintre cumpărători a fost doctorul Alexandru Teodori, venit din Ardeal la noi, un medic performant, și și-a construit o casă undeva în jurul anilor 1851-1853. În acea casă cu coloană, astăzi renovată, a fost o perioadă lungă primul sediu al Muzeului de Științele Naturii. Muzeu fondat, inițiat de profesorul, renumitul profesor Constantin Tărăbuță, venit de la Jud, tot de la un muzeu de științele naturii, fondat în 1959. Dumnealui a venit în 62 la noi și în 63 a deschis acest muzeu, pornind de la zero și reușind să facă o colecție impresionantă. Păcat că nu știu mai multe detalii despre acest muzeu. Parcă era doar cu păsări, eu țin minte că povestea nu erau diorame, erau ierbare, erau... Exact. Erau o multitudine, o întreagă colecție dezvoltată de-a lungul a 30-40 de ani. Ulterior s-a mutat Muzeul de Științele Naturii într-o altă clădire istorică, situată mai la vest de... cea de casa lui Alexandru Teodori, în fosta școală de catiheți. Dar să revenim la Alexandru Teodori. El a murit prin 1876 și la vreo 4 ani văduva și fiica, aflându-se într-o jenă financiară și întrucât doctorul Alexandru Teodori, ca să-și mențină copiii la studii, a contractat multe împrumuturi ca să ajung să fie scoasă la mezat, adică la licitație. Casa a ajuns pe mâna unui banchier din Iași, care se pare că a ținut-o mult timp, până când se spune că ar fi cumpărat-o însuși episcopul Melchisedec, prin 1886. După alții, se spune că ar fi intrat în posesia unui mare negustor, familii de armeni, Barduca, de greci, pardon, și acest Barduca deținea și o casă la intrare, actuala grădiniță, pe locul actualei grădinițe,
casă la fel cumpărată pe la 1890, tot de episcopul Melchisedec, care își dorea mult să creeze o fundație și să înființeze o grădiniță de copii. Exact ceea ce s-a întâmplat mult mai târziu, aproape 20 de ani mai târziu, Fundația Episcop Melchisedec a construit grădinița Melchisedec, având președinte și casier soțul educatoarei și directoarei, doamna Bârgăoanu. Soțul meu era președintele fundației sau secretarul fundației și a fost prima grădiniță din oraș deschisă. Clădirea s-a făcut între 1912 sau 1915 și imediat a apărut grădinița, fiind grădinița numărul 1. Școala de catehețe a dispărut ca și școală, pentru că a apărut seminarul și nu mai era necesară. A fost tot o anexă a grădiniței, probabil, sau case de locuit. Cel puțin după 48 au fost chiar chiriași acolo. Dar înainte de a apărea Muzeul de Științele Naturii, în 62, ca să revin, se pare că prin 58-59 s-a fondat acest parc zoologic. Pe această colină era un teren impropriu construcțiilor și cu ajutorul unor directori de la întreprinderile din oraș de pe atunci și cu, bineînțeles, muncă patriotică, în perioada aia s-a construit și teatrul de vară din parc, care este demolat și actualmente este Muzeul de Științele Naturii pe locul teatrului de vară. Strandul tot atunci s-a construit prin 58-59 și ușor, ușor... Aveți idee cui a venit această idee de a construi o grădină zoologică în Roman? Nu știu. Cineva era interesat, dar chiar și cei din cadrul partidului la putere atunci erau interesați și își doreau ca mulți copii să vadă, nu aveau posibilitate, era greu cu transportul, să vadă animale sau să meargă la un parc zoologic care ar fost la Cluj sau la București pe atunci. Nici în Piatra nu era grădină? Nu. Nu. Oh, înțeles. Nu. Uh-huh. Exista o grotă a urșilor interbelică în Piatra, dar nu știu dacă aveau dezvoltată și, de fapt, cunoaștem că era o mini-grădină, mult mai mică decât a noastră. Știu că s-au adus primoară mistreți, cerbi carpatini, lupi, dar din ce mi-aduc eu aminte din copilărie, de prin 1972, când ne ducea cu școala acolo, intram în curtea mare, treceam pe lângă capela unde este mormântat episcopul Melchisedec, o capelă din 1938 construită, alături de fratele lui, Ștefănescu Craioveanu, tot un mare om al bisericii, un mare prelat, care a trăit 103 ani, treceam pe lângă această capelă care era în paragină pe atunci. În paragină era și în anii 90. Era părăsită, dar respectată de mulți. Și în anii 80 și în anii 90 era respectată. Era un mic părculeț de joacă, scrânciope, învârtitori, topogan, leagăn... Cred că mi-amintesc și ceva. Care era același și în anii 90. Exact. Erau în anii 72-78, erau căsuțele de pitici, imediat după capelă, în spatele cuștilor în care erau păsările de apă, rățuși, lișițe, imediat pe dreapta, iar în spate, lângă fostă școală de catehețe, era și magazia cu fân, cu tot ce era necesar pentru ierbivore. Trecând pe lângă capelă, erau multe voliere pentru păsări răpitoare de zi, de noapte, cucurezi, cucuvele, ulii. Mergeam în continuare pe o alee, coboram niște trepte și dădeam peste cuști. Cuștile în dreapta, țin minte că erau urși, două cuști la rând, cu urși, pensionari de circ. În stânga, imediat, erau lupi. După lupi erau vulpile. Iar în anii 80, când eram în liceu, am avut și leu acolo. Un leu adus de la circ. Eu țineam minte ceva legat de leu, auzeam răgând, eram în ștrand și s-auzea răgetul lui. El era în vârstă. Pe panou scria că avea vârsta de 32 de ani, o vârstă
foarte mare pentru acel leu. Ulterior nu am mai văzut leu, probabil a murit sau nu știu ce s-a întâmplat. Cred că am avut și pume, câini dingo sigur am avut acolo, iar în țarcul imens, acea coloină care se prăbușea spre fostul cartier unde se ținea bâlciu, era, care și acum am înțeles că se defrișează, se curăță, vor să refacă. Nu a revenit fundației Melchisedec, este ca un mic parc. Și acolo erau zona cu cerpi locătari, cerpi carpatini. Nu știu dacă să fi fost într-un an cerpi locătari acolo și căprioare. Au mai fost lane într-o perioadă, mai multe după da. Ani, cam în jurul anilor 2000, dar decăzuse total grădina zoologică, nu mai era nimeni probabil interesat, era situația economică precară. Știu că se mai țineau câini maidanezi. Era o doamnă foarte iubitoare și foarte de treabă de pe la primărie, răspundea de parcul zoologic în acea vreme și știu că uneori mă întâlneam când luam bilet cu dumnea ei și era înconjurată tot timpul de foarte mulți câini. Atunci mai trăia un urs, prin 2004, un lup, vai de capul lui, nu știu, vulpile dacă mai erau și în rest păsările de balcă. Mai era ceva frumos acolo, un fost chioșc, chioșca care apare și în fotografii interbelice. Da, am o fotografie găsită pe undeva după îndelungi căutări, da. Într-adevăr am văzut și eu acel chioșc de care povestiți. Din câte am înțeles, în acel chioșc uneori luau micul dejun sau prânzul, mai degrabă prânzul, cei de la grădiniță. Sau făceau lecții în natură acolo, mă refer în perioada interbelică. De ce credeți că a scăzut interesul pentru acel loc și s-a ușor, parcă de la sine s-a tot degradat, cumva, parcă nu-i mai păsa nimănui de ce era acolo? Și nu-și dorea nimeni o evoluție în bine a acelui loc? Nu știu. Mulți erau vizitatori constanți. Poate chiar săptămânal mergeau acolo. Școlile continuau să vină cu copii, dar nu prea mai aveau ce vedea. Asta exact. E problema. Și ulterior au apărut normele care s-au impus spre nefericirea copilor, dar fericirea animăluților care erau închise în spații mici, dar așa a dispărut un parc zoologic care ne-a încântat copilăria și adolescența. Cu siguranță. Nu știu dacă s-ar fi putut face, dacă ar fi rezistat în continuare, dar nu cred. Multă lume asociază această idee de parc zoologic cu o chinuire, poate, a animalului în sine. Se gândesc cumva că au prea puțin loc pentru ca respectivul animal să trăiască în condiții decente, să le numim așa. Credeți că cumva, dacă ne gândim rațional, a fost o idee mai bună că s-a închis acel parc? În condițiile în care era în ultimii ani, da. Da. Dar pentru copii, pentru tineret, pentru cei care nu aveau posibilități materiale să meargă în excursii, în tabere, la munte, în alte orașe mari, unde se poată vedea un parc zoologic și să vadă animalele pe viu, era o alternativă, sigur. Era un rău necesar. Uh-huh. Da. Dacă ați putea să faceți o comparație între mini-parcul zoo, pe care îl avem acum în parc municipal, cele câteva animale de care cei mici sunt într-adevăr foarte încântați, cu ceea ce reprezenta fosta grădină zoologică, ce ne-ați putea spune? Cum ați face această paralelă? E un efort în zadar, nu știu, mini-grădina de acolo care încântă într-adevăr copiii, nu știu ce să zic, parcă e improprie parcului. Asociați poate cumva parcul doar cu un loc de relaxare și de plimbare, da, gândesc, da, nu? Da, dar nu cu un țar ca la animalilor acolo. Păsările, coliviile alea, velierile alea, da. Oaia, dar cerbii aia, carpatini acolo, lopătari, pardon, deși au oarece spațiu, parcă nu-i văd eu bine acolo, eu personal.
Credeți că pe viitor ar fi o încântare pentru romașcani să aibă posibilitatea de a fi părtași la deschiderea unui nou parc zoologic în adevăratul sens al cuvântului? Nu, pentru că nu avem nici spații necesare. Asta ar fi principala problemă. Asta e singura, adică o mare problemă a orașului care nu s-a putut dezvolta, pentru că nu a avut spațiu și s-a distrus centrul istoric, s-au distrus o grămadă de case pentru că se industrializase forțat și au trebuit să facă apartamente pentru oamenii muncii, să construiască locuri, dar au distrus niște frumusețe arhitectonice. Elena Tebeică a fost ultimul administrator al parcului zoo din Roman. Timp de 15 ani ea s-a îngrijit de sufletul acestui loc. Pentru mine a fost foarte frumos și m-am acomodat foarte bine, am crezut că nu se va desfința. Din păcate, episcopia a câștigat, era terenul lor și am lucrat 15 ani. Aveam câțiva muncitori, 4-5 muncitori, era program non-stop. Dirijam curățenia, alimentarea pentru animale, mă duceam și sâmbătă și duminica. La început a fost fără taxare, pe urmă s-a băgat o taxare modică de 50 de bani. Câți ani a existat această grădină zoologică a orașului? Bine, eu am fost 15 ani, dar ea cred că mai mulți ani, cred că vreo 45-50 de ani. Da. Iar oamenii care veneau și vizitau, cum vi se pare dumneavoastră, cum vi se părea dumneavoastră că primeau aceste vizite? Cât de mult le plăcea să vină să viziteze grădina zoologică? Cel mai aglomerat era sâmbătă și duminică, veneau foarte mulți copii. Pe urmă mai veneau în vacanțe copii de la vecini încomunate, de la comunii învecinate, pardon, cu microbuzile, tot așa sâmbătă și duminică. În vacanță. Le plăceau. Anumite animale din grădina zoologică erau preferatele tuturor vizitatorilor. Urși și în ultimii ani adusese două maimuțe. Circopitec, femelă și masculă. Ce alte animale mai existau pe... Aveam ponei, ceblopătari, căprioare, am avut și câini dingo, am avut struț, am avut porumbei de foarte multe rase, găini de ornament, orpintong, mățat olandez, găini pitici, era o gamă diversificată de păsări. Și struț, și cerpi, și ponei, și capre de Camerun, capre negri. Ce s-a întâmplat cu animalele după ce s-a închis grădina zoologică acum 12 ani? O parte de urși s-au luat la rezervația de la Zărnești, iar restul s-au dirijat către alte parcuri zoologice, Rădăuț, Piatra Neamț, porumbei s-au vândut la liber, adică putea orice persoană fizică cu chitanță la primărie, s-au pus niște prețuri și cam atât. Cum v-ați simțit când ați terminat lucrul cu parcul zoologic de acolo? Foarte rău. De ce? M-am obișnuit acolo, era aer liber. M-am spus, mă duceam sâmbătă și duminică, foarte rău, am crezut că ies la pensie de acolo. Nu a fost fi. Din păcate, au existat și accidente nu tocmai fericite la fosta grădină zoologică. Niște incidente așa mai deosebite s-au petrecut cu animalele? Da, am avut. Cu urșii de jos am avut. Au smuls mâna unui copil și degete cam multe au mâncat, pentru că aveam bară de protecție, aveam tăbriți indicatoare. Dar mai ales bărbații care mai veneau în stare de ebrietate, vroiau personal să întâi. Să hrănească... Sfătic erau, da. Atunci au venit și televiziunea, au venit, da. Deci acela a fost cam singurul incident înregistrat. Ăla, cu mâna la copilul, da. Am înțeles. Iar cu îngrijitorii, nu știu, se înțelegeau bine animalele? Sau au mai fost anumite altercații, să le numesc așa? Cât stăteam eu acolo, mai potoleam, eu știu. Pe urmă, după ce plecam, nu mai știu, că am spus că era program non-stop. Deci făcea și schimbul de noapte. Cu alimentația animalelor, cum se proceda? Puteau mânca orice sau era... Luam de la panificație, luam pâine rebut cu factură pentru ursoaice. Pe urmă, am colaborat foarte bine cu piața, cu pepen, pe timpul verii, pepen stricați. Să mai lua și merii. La urși, în ultimii ani, când au fost fonduri mai multe, mere tot așa substas.
Iar la celelalte erbivore, iarba din oraș care scosea uscam, funeață, mai cumpăram și lucernă, porumb luam de pe piața liberă sau de la cetățeni cu oferte de prețuri, când cam tot ca acum cu sea, acum atunci erau 3 oferte de prețuri, grâu, ovăz, mai luam de la stațiunea secuiei. Cam asta era. Iar la maimuții l-am separat, că îi dădeam și portocale, și banane, și biscuiți, și caramele. Aveau... Erau mai răsfățate. Somnivorii mâncau, da. Ca persoană care a lucrat la fostul parc zoologic al orașului Roman, simțiți nevoia de a mai se lucra, poate de a mai exista din nou o grădină zoologică atât de amplă cum era cea de acum 10 de ani? Noi avem acum în parcul municipal, sunt anumite animăluțe, da, și sunt, pe acolo. Sunt, da, sunt. Au și fazani. Uh-huh. Noi am avut fazani, cu 4 specii de fazan, regal, argintiu, comun. Credeți că oamenii le-ar plăcea oamenilor să mai aibă o astfel de locație pe care să o viziteze? Sincer să fiu, nu cred că mai necesită construirea altuia, față ce avem acum în parcul municipal. Pentru că tineretul este axat pe tablete, pe telefoane și oricum sunt niște costuri. Ca să faci un parc de ăsta zoologic trebuie să conform Uniunii Europene, că atunci noi poate o mai târâiam, dar a venit comisia de la Piatra Neamț și ne-a măsurat orice cușcă. Orice cușcă, deci nu aveam condiții conform cum cerea Uniunea Europeană. Trebuie să ai pe metri pătrați un urs cât o găină, nu știu. Deci acesta a fost poate principalul motiv pentru care grădina zoologică s-a închis? Principalul plus episcopia. Pe episcopia de când o vrut să iei, dar terenul lor, am înțeles că a fost terenul lor, totuși. Dar asta a fost principalul motiv. A venit comisie și a măsurat-o să nu îndeplineam. Tăbliți indicatoare bilingvi, WC-uri pentru personal, WC-uri cu greși faianță, WC-uri pentru vizitatori, au cerut foarte multe care nu prea... În lipsa fostei grădini zoologice, romașcanii sunt mulțumiți și de mini-parcul zoo din parcul municipal. Este frumoasă, ar putea să fie mai extins, dar pe viitor poate... Mergeați la fostul parc zoo? Da, mergeam. Ce vă plăcea acolo? Toate animalele în special. Cred că s-a făcut ok pentru ce a fost. Un parc ok pentru agrement, momentan. Despre animalele de aici, în comparație cu fostul parc zoo pe care îl avea orașul, ce părere aveți? E cu mult mai bine. E mai bine acum? Bineînțeles. Eu zic că e bun pentru agrementul orașului nostru. Este pentru copii, na, e un lucru bun, pentru că au și copiii să vadă niște animale, deci n-au posibilități să meargă, poate în alte părți unde sunt... De fosta grădină zoologică din Roman vă mai amintiți? Sigur că da, da. Ce ne spuneți despre ea? Acolo nu era bine îngrijit, era în paragine lăsat, animale nu erau îngrijite, era mizerie, era... În momentul de față, Romanul ar avea nevoie de un astfel de loc? Cred că da, pentru că ar putea să vină și din localitățile, din comuni, din asta, cu școlile, cu copiii, să vadă, da, ar fi interesant, ar fi bine să fie, da. Mini parcul zoo, am o părere foarte frumoasă, ne place, frumos, aveam în zi și în zile de sărbători. Dar despre fosta grădină zoologică vă mai amintiți? Ne amintesc și păcat că nu mai e nimic. De 12 ani ea nu mai există. Ce părere aveți? N-am o părere bună, bineînțeles. Ar trebui să ocupe cineva și să o înființeze. Dar așa ca o amintire, ce vă puteți aduce aminte? Vă vizitați? Vă plăcea să mergeți acolo? Plăcea, era foarte frumos. Erau fel de fel de animale, care erau chiar multișoare și era frumos. Dar... Ar avea nevoie Romanul de încă un loc, cum era acela? Cred că da. De ce spuneți asta? Să mai aibă copii unde să iasă, să mai delecteze, să joace, să mai vadă și animale, să mai cunoască animalele, nu? Da, să știți că o singură dată am intrat în parc copiii mei mari, așa, și pur și simplu, deci ca și plimbare și ca și altceva, mi-a plăcut. Dar de fosta grădină zoologică de la Episcopie vă mai amintiți? Doamne, eu nu sunt romașcan, că tot o singură dată sau de două ori am fost la grădina zoologică.
Mi se părea că era întinsă pe un spațiu mai mare, dar nu am avut o părere foarte bună anterior a ceea ce s-a construit în locul grădinii zoologice. Ce vă amintiți de acolo? Mi-amintesc că animalele nu erau tocmai în condiții foarte bune. Deci exterior, ceea ce puteam observa noi, cei care treceam prin parc, cel puțin eu nu am rămas cu o impresie bună. Întrebat de reporterii Roman TV, primarul Lucian Micu a explicat că momentan nu are în plan înființarea unei noi grădini zoologice la Roman. Da, din păcate, noile norme care reglementează grădinile zoologice sunt destul de restrictive. Trebuie suprafețe foarte mari de teren și investiția este una de anvergură. Pentru corectitudine pot spune că în momentul de față primăria nu ia în calcul realizarea unei grădini zoologice în adevăratul sens al cuvântului. În momentul de față ne ocupăm doar de ceea ce se întâmplă în parcul municipal și sigur dacă vor apărea în viitor axe de finanțare care să ne permită realizarea unei astfel de grădini zoologice, putem să luăm în calcul acest lucru. O altă problemă însă pe care o are municipalitatea este legată de lipsa terenului necesar pentru realizarea acestei investiții, pentru că în momentul de față primăria municipiului Roman nu prea mai are la dispoziție suprafețe majore de teren pentru a realiza astfel de investiții. Conducerea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în a cărei posesie s-a aflat și se află în continuare terenul pe care se întindea fosta grădină zoologică, nu a dorit să ne ofere detalii despre viitorul acestei zone.